Bună, dragile mele, bună, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză pentru a discuta despre emoții și cum le vedem noi, cum le observăm noi, cum le ținem sub lupă și mai ales cum le manageriem, pentru că aici este marea noastră provocare. Cu toți avem emoții în fiecare zi, dar nu cu toți avem soluții pentru aceste emoții. De obicei le punem sub preș, ca să spun așa, și la un moment dat avem mari surprize când nu mai știm ce să facem, simțim efectiv că explodăm, nu știm de unde să o luăm, de ce reacționăm în anumite feluri, de ce avem anumite comportamente, nu ne recunoaștem ceea ce facem, ceea ce simțim și ceea ce gândim mai ales. Și pentru acest lucru am invitat-o alături de mine, așa cum v-am spus din prima parte, pe Nicoleta, care a scris o carte despre aceste emoții și cum le ține ea sub lupă. Și, așa cum v-am spus înainte de pauză, vreau să o provoc acum să ne spună și să ne arate, efectiv, ce înseamnă această tehnică EFT, pentru că este o tehnică pe care fiecare dintre voi puteți să o aplicați acasă, urmărind, în primul rând, această emisiune, urmărând explicațiile Nicoletei și, eventual, citind această carte, care este despre această terapie, și eventual văzând câteva, dacă vreți mai mult, văzând câteva, să spunem, filmulețe pe YouTube. Deci, Nicoleta, te provoc să ne arăți și să ne spui cum se face EFT-ul. Cum se face EFT? Mai întâi o scurtă și rapidă introducere. EFT, Emotional Freedom Techniques, sau tehnici de liberare emoțională, este o combinație între medicină tradițională chineză și psihologie modernă. Din medicina tradițională chineză s-au luat anumite puncte energetice de pe meridianele energetice, pe care le stimulăm ușor, prin lovituri ușoare cu degetele. Aceste lovituri ușoare le numim tapotare. Și într-o anumită ordine, în timp ce suntem conștienți de ceea ce simțim și de un eveniment care s-a întâmplat. Detalii, bineînțeles, mult mai multe detalii sunt în cartea Emoții sub lupă, unde sunt foarte multe exerciții și exemple, iar poveștile de care spuneam sunt, de fapt, studii de caz ale clienților mei, sunt reale, scrise sub formă de povești, tocmai pentru a fi ușor de citit și de înțeles. Și aceste tehnici EFT au trei nivele de profunzime. Primul nivel este acela că pot fi folosite pentru relaxare, ca o tehnică de relaxare. Și este suficient să înveți care sunt aceste puncte energetice și să le stimulezi prin lovituri ușoare, cum spuneam, prin tapotare. Și când faci asta, când ai nevoie de relaxare, fie simți o emoție foarte puternică, fie frică, fie furie sau dezamăgire, fie ești după o zi grea, seara, înainte de culcare, fie ești înaintea unui examen sau ai ceva foarte important de făcut și te simți foarte tensionat. Da? Pur și simplu e suficient să înveți tehnicile, să le tapotezi și vei vedea că al tău corp se relaxează și mintea se liniștește. Și voi arăta care sunt aceste puncte în câteva momente. Al doilea nivel de profunzime este acela că pot fi folosite pentru dezvoltare personală. Și de aceea mi-am dorit să scriu cartea, pentru a aduce mai aproape de oameni aceste tehnici, ca fiecare să le ia și să învețe să le folosească. Și deci înveți mai multe despre tehnici, vei vedea că sunt anumite fraze vindecătoare care se folosesc și le poți folosi pentru dezvoltarea inteligenței emoționale, pentru îndeplinirea unor obiective în carieră, pentru a te dezvolta pur și simplu, a fi tu un om mai bun și ajunge la cea mai bună versiunea ta. Nu înseamnă că ești greșit așa cum ești, ci pur și simplu e necesar să te accepți pe tine așa cum ești în acest moment, cu toate plusurile și minusurile tale. În schimb, poți să ajungi la să-ți atingi potențialul maxim în orice domeniu dorești al vieții tale. Și al treilea nivel de profunzime este acela de vindecare, vindecare emoțională și vindecare fizică, și acolo lucrăm pe aceste traume care stau la baza îmbolnăvirilor, de fapt. Punctele energetice pe care le stimulăm prin tapotare sunt situate pe corp în felul următor. Cu
mâna ta dominantă, dacă ești dreptaci, îți folosești dreapta. Eu folosesc stânga, pentru că marea majoritate a oamenilor sunt dreptaci și folosesc dreapta. Și atunci să fiu în oglindă cu ei, să mă urmărească, să le fie mai ușor. Și deci cu mâna ta dreaptă, lovești ușor în această zonă, cantul palmului, care se numește punctul carat. Apoi, următorul punct este în creștetul capului și asta este o mișcare un pic mai ciudată și dar treci peste disconfortul acesta de câteva secunde și dă-ți voie să vezi ce poate să facă această tehnică pentru tine, să vezi cum te poți liniști, cum te poți relaxa. Următorul punct este aici, la baza sprâncenei, exact la baza nasului. Următorul punct este la colțul ochiului, unde se termină sprânceana. Următorul punct este sub ochi, sub nas, bărbie, în scobitură. Următorul punct este la claviculă, aici unde este osul de la baza gâtului. Următorul punct este sub braț, dar nu exact la axilă, ci o palmă mai jos, aici în dreptul sânului. Mai sunt puncte chiar și sub sân și avem meridiane energetice de o parte și de alta corpului nostru, astfel încât poți să tapotezi cu orice mână, vrei și pe orice parte. Următorul punct este situat la încheietură, dar nu exact la încheietură, ci două degete mai jos, undeva în această zonă. Și eu prefer să cuprind încheietura cu degetele așa, pentru că în această zonă sunt meridiane care traversează încheietura și se duc spre degete. Și deci ca să le stimulez, să stimulez o zonă cât mai puternică, la cuprind încheietura ușor cu degete. Următoarele puncte sunt situate la degete și pentru a le identifica, întorci mâna cu palma spre tine și cu două degete lovești ușor deasupra unghiei, deci nu pe unghie, nu pe vârf, ci deasupra degetului în dreptul unghiei. Următorul punct este la degetul arătător, degetul mijloc, ciu, degetul inelat, degetul mic și încheiem cu punctul carat. Și aceasta este ceea ce numesc eu o suită, o rundă de IFT. Și poți să o folosești doar în acest fel pentru relaxare, atunci când ai nevoie, și poți observa că dacă erai într-o stare de tensiune, începi să caști și ăsta este cel mai bun semn pentru că al tău corp se detensionează și prin căscat se eliberează și mai multă tensiune din corp și prin căscat se oxigenează și mai bine creierul. Și ce vei observa este faptul că începi să respiri mai profund, să mintea să fie un pic mai liniștită, mai relaxată și să te uiți un pic diferit la ceea ce s-a întâmplat la, sau ceea ce urmează. Dacă ești, nu știu, înaintea unui examen sau urmează ceva important pentru tine. Și asta este partea de relaxare. Spuneam, pentru a folosi EFT pentru dezvoltare personală și vindecare, e nevoie să înveți mai multe despre ea și atunci este această resursă, dacă ai emoții sub lupă. Și cu siguranță, pentru a ajunge la profunzimi în viața ta, te ajută susținerea unui terapeut cu experiență, pentru că sunt fie anumite evenimente încărcate foarte puternic negativ și acolo, pe traumele cu T mare, nu e recomandat să te duci de unul singur, pentru că poate fi copleșitor pentru tine și atunci ai nevoie de susținere. Și iar pe de altă parte, e posibil să nu poți ajunge la adevăratele cauze, pentru că în vindecare există ceea ce se numește pata oarbă. Pur și simplu tu nu vezi, dar ceea ce poate fi evident pentru altcineva. Nu vezi credințele tale, nu vezi conexiunea dintre anumite evenimente, pentru că pur și simplu subconștientul îți blochează acest lucru pentru protecția ta pe de-o parte. În schimb, spuneam că ai nevoie de susținere, ghidare, a unui terapeut cu experiență, să lucrezi la anumite evenimente.
În schimb, e important să dai importanță emoțiilor tale și energiei emoțiilor și poți folosi această tehnică, această metodă EFT, să o instalezi în rutina ta zilnică și să fie un obicei din a face curățenie emoțională și energetică, astfel încât să nu mai lăsăm să se adune în bagajul nostru emoțional și energetic alte și alte emoții de-a lungul vieții. Și deci este recomandat, dacă rezonezi cu această abordare, să devină chiar un obicei în a o folosi, pentru că te va ajuta să îți gestionezi emoțiile, să te raportezi diferit la evenimente și să te simți din ce în ce mai bine. Nicoleta, din ce am citit în cartea ta, am înțeles că sunt, să spunem, trei, nu știu, ramuri, să spunem, sau în funcție de numărul de puncte pe care le tapotez, 16, 9 și 5 puncte, e adevărat? Am reținut eu bine? Da, sunt sunt diferite moduri în a folosi această metodă, în sensul că creatorul acestei metode, Gary Craig, este un american care a dezvoltat această metodă în anii 1990. El a creat metoda cu 16 puncte, cele pe care vi le-am arătat eu mai devreme. Dând mai departe această metodă oamenilor, sunt persoane care au învățat-o, au devenit la rândul lor trainer și au început să dea mai departe altor oameni să lucreze în sesiuni sau în cursuri, fiecare a simțit să o facă mai pentru el. Și sunt practicieni care folosesc mai puține puncte, adică nu tapotează doar partea superioară a corpului, fără partea aceasta de încheietură și de degete. Și există chiar și o variantă și mai scurtă, numită Faster EFT, în care se folosesc doar 5 puncte. Da? Și atât, da? Treci foarte rapid prin ele și secvențele de EFT sunt foarte rapide. Astfel încât fiecare simte cu ce rezonează, pentru că nu sunt greșite, ci sunt abordări diferite, și pentru că oamenii sunt foarte diferiți. Unii au nevoie să tapoteze fiecare punct energetic, să insiste, să simtă, să perceapă ce este în interiorul lor. Alți oameni au nevoie să treacă mai rapid și dau prea mult timp, au nevoie de ceva foarte, așa ca o pocnitură din deget, să mă ajute să mă liniștesc foarte rapid. Și deci, da, există aceste trei variante de EFT și de tapotan. Bun, am înțeles că mai sunt și subramuri ale EFT-ului. Sunt vreo 9, am reținut din nou eu bine? 9. Nu știu exact la ce te referi acum, Radu, în carte, nu știu exact unde ai citit. Deci, asta e, prezint că mai sunt exact 9 tipuri de subtehnici. Așa, subtehnici, da. Așa, da, gata, m-am prins la ce te referi. Într-adevăr, pentru că spuneam că nu denumirea este de tehnici, nu de tehnica, deși și eu când vorbesc repede mă refer la asta ca tehnica EFT, deci sunt mai multe subtehnici care compun această metodă. În carte cred că prezint 9 dintre ele, pentru că te ajută în diferite contexte. Eu în carte descriu tehnica bagajului emoțional. Ce înseamnă asta? Dacă o anumită perioadă din viața ta, un an, 5, 10, ai trăit evenimente din același fel și a fost o încărcătură emoțională puternică din același fel, acolo s-a creat un bagaj emoțional și energetic pe care, în continuare, îl duci cu tine chiar dacă nu-ți dai seama.
Și atunci, când o persoană vine la mine pentru prima dată și îmi spune pe scurt prin toate câte a trecut, mi-este clar că nu avem cum să... Pe ce eveniment să lucrez mai repede? Care e cel mai important când toate sunt acolo sus? Și atunci am creat această subtehnică EFT, numită EFT, tehnica bagajului emoțional, pentru a lucra pe cumulul tuturor emoțiilor și cumulul suferinței acumulate în acea perioadă de timp, astfel încât să pot să eliberez rapid ceea ce este acolo foarte, foarte intens și foarte greu. Și după acest exercițiu EFT, persoanele care o folosesc simt o ușurare și o eliberare enormă. Iar acest bagaj emoțional poate avea diferite forme și fiecare reprezintă pur și simplu așa cum simte și după imaginația sa. De la efectiv un geamantan plin cu pietre până la un tren cu 20 de vagoane sau un munte, o stâncă mare, mare, mare și bineînțeles foarte, foarte grea. Și în funcție de descrierea pe care o face fiecare persoană la această greutate emoțională sau mai este denumită bagaj emoțional, îți dai seama de cât de greu se simt și cât de copleșită se simt persoana în acel moment. Iar apoi sentimentul de ușurare este imens când reușim să dizolvăm la nivel energetic această încărcătură. Pentru că emoțiile sunt energie. Energia este firesc să curgă, doar că noi nu am fost învățați în viața noastră, încă din copilărie, cum să ne acceptăm emoțiile. Și nu am fost învățați că emoțiile sunt bune. Mulți dintre părinții noștri nu ne-au validat emoțiile și ne-au transmis mesaje de genul: de ce plângi? N-ai motiv să plângi. Sau vrei să dau eu motiv de plâns? Ia de aici, da? Și ne trezeam cu palmă după cap. Nu este în regulă să fii furios. Ce sunt cu excesele astea de furie? Da? Abține-te. Și atunci copilul înțelege că nu este în regulă ceea ce simte și ajunge să ignore semnalele pe care corpul său le transmite și să reprime în a simți aceste emoții. Și așa ne ducem foarte mult în cap și gândim foarte, foarte mult și suntem deconectați de corpul nostru. Sunt unele persoane foarte raționale și alte persoane foarte emoționale, foarte emotive și care simt toate aceste emoții foarte intens, doar că, la fel, nu au fost învățate cum să le gestioneze, ce să facă cu ele. Și pentru că în momentele noastre, fie de traumă, fie de stres, și este o diferență între traumă și stres, da? Se adună toate aceste emoții, ele spun că se adună pentru că noi nu știm să le lăsăm, să le trăim, să le înțelegem mesajul, să le lăsăm să curgă efectiv prin noi. Și atunci se adună, se acumulează, da? Și corpul nostru tot le acumulează și le acumulează și în corp și în câmpul energetic din jurul nostru. Și deci sentimentul de ușurare când dizolvi dita mai stânga sau trenul cu 20 de vagoane, deci este imens. În continuare rămâne de lucru pe evenimentele importante, doar că nu se mai simt atât de copleșitoare. O altă tehnică pe care o descriu în carte este tehnica filmului. Această tehnică am învățat-o la cursul de specializare în Anglia, pe care l-am făcut în 2015, și este o metodă foarte blândă și ușoară de a lucra pe evenimente, pe amintiri foarte clare, foarte punctuale și care încă te mai afectează. Și găsiți detalii în carte. Nicoleta, pentru că ne apropiem de final, nu vreau să închidem emisiunea până nu ne spui unde te pot găsi cei care doresc să
continue cu tine această discuție, cei care doresc să cumpere această carte, de unde o pot cumpăra și ce evenimente ai în pregătire? Da, oamenii mă pot găsi în cabinetul din Galați sau lucrez și online. Detalii despre mine puteți găsi pe site-ul meu efutforyou.ro, pe pagina de Facebook efutforyou by Nicoleta Nistor, pe canalul de YouTube efutforyou by Nicoleta Nistor și de o săptămână și pe TikTok Nicoleta Nistor efutforyou. EFT4U este scris pe TikTok. Adresa de e-mail contact@ft4u, deci cu litere, ft4u.ro. Iar cartea poate fi comandată de pe site-ul EFT4U.ro. Deci la zona de shop găsiți cartea acolo. Spune-mi, te rog, ce evenimente ai în pregătire? Cursuri. Da, îți mulțumesc. Da, îți mulțumesc pentru această întrebare. Sunt foarte, foarte încântată de faptul că am lansat un program de dezvoltare personală sub forma unei provocări, o provocare de 30 de zile în care facem mișcare și de preferat afară, da, mișcare, plimbare, alergare sau nu știu, diferite exerciții, fiecare cu ce rezolvă din acasă, și EFT, adică partea aceasta de atenție pe corpul nostru și pe emoțiile noastre, adică să avem atenția pentru starea noastră de bine. Și pentru că suntem la jumătatea primei serii, am decis să deschid înscrierile pentru seria a doua, pentru că rezultatele din provocare sunt extraordinare. Și deci începe pe 8 iunie, se numește Stress Free, provocarea de 30 de zile Stress Free, cum să ne eliberăm de stres, eliberare prin mișcare și EFT. Și detalii găsiți pe site-ul stressfree.ro, există și acesta de două zile, și până pe 25 mai avem early bird și înscrierile sunt disponibile apoi până pe 7 iunie. Și deci sunt foarte, foarte încântată că pot vorbi acum despre acest lucru și oamenii pot să testeze efectiv această metodă în această provocare. Nicoleta, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că ai lansat și în cadrul emisiunii noastre această carte și te mai așteptăm cu noi tehnici, noi terapii și poate noi cărți. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație, Radu. Mă simt bine în emisiunile tale și cu siguranță voi veni. Poate nu neapărat noi tehnici, ci noi abordări și noi teme în care putem folosi tehnicile deja. Dragile și mele, cu drag. Dragile mele, dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Cu voi, cu siguranță, mă revăd data viitoare. Toate cele bune!